în care este sărbătoarea bisericii. Ca întotdeauna, dăm posibilitate fiecăruia dintre noi, datorită stărilor, așa cum se amintea și la ceasul de rugăciune, pentru că suntem oameni și avem stările noastre, stări și de slăbiciuni. Dar cuvântul Domnului este acel care ne face să înțelegem că lucrurile acestea se pot rezolva dacă noi suntem sinceri și într-adevăr dorim împărăția lui Dumnezeu. Ioan amintește sub călăuzirea Duhului Sfânt și ne îndeamnă să nu păcătuim, dar totuși, datorită unor stări de neveghere, se întâmplă să mai și greșim, să mai și păcătuim. Și să rezolvăm problema aceasta. Și el spune, Ioan, că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus, gloriei fie în veci. Amin. Să avem îndrăzneală, deci, să ne recunoaștem stările, să ne mărturisim păcatele, să ne lăsăm de ele și vom căpăta îndurarea Domnului. Domnul ne să ne binecuvinteze. În timp ce se va începe serviciul divin, cei ce au anumite stări, anumite probleme, e bine să se despovoreze, pentru că însăși Pavel ne amintește și spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Deci, noi avem datoria aceasta, obligația aceasta, să ne verificăm întotdeauna felul în care alergăm în fiecare zi și stările neplăcute, nepotrivite cuvântului lui Dumnezeu, să le rezolvăm sub forma care am amintit-o. Deci, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu Amin. Să vă călăuzească. Amin. Amin.